Bună ziua, dragi apicultori! Mă aflu în Republica Moldova la apicultorul Sergiu Chetroi. Vă salutăm, domnul Sergiu! Ne pare bine că ați venit la noi. Chiar așteptam de mult să avem așa o întâlnire. Păi și eu mi-am dorit tare de mult să vin, că v-am urmărit filmulețele unul altul și am văzut un mod deosebit de lucru și zic, nu se poate, zic eu, trebuie să ajung la omul ăsta și azi mi s-a împlinit această dorință, care de mult o aveam și nu reușeam. Hai să vin, hai să vin. Și acum, fiind timpul ăsta, așa să spunem, prielnic, nu ne-am apucat de treabă. Azi e 3 decembrie și parcă nu prea ne vine să ne apucăm de rame, de stupe acum, să treacă și săptămâna asta și începând de 7, 8 încolo, să ne apucăm așa mai intens. Mai avem rame de încheiat, de însărmat, de lipit foi, stup de făcut. Avem o mulțime de treabă, dar zic acum tot e timpul ăsta, nu prea ne vine să ne apucăm de treabă, mai facem o vizită la un apicultor așa și hai să alegem pe domnul Chetroi, dacă totuși mi-am știți, dorit lucrul ăsta. M-am convins de un lucru, că apicultorii se găsesc cu altul chiar dacă trăiesc la o distanță mare. Da, se găsesc. Asta numai dacă vor ei. Pasiunea asta pentru albin te leagă și te găsești. Da, eu v-am văzut în stupină foarte des, lucrând aici așa, mi-a plăcut. Stupină mare, aveți stupină în curte, aveți pe sus, pe la etajul 1, etajul 2. Și unii ne uităm, numai stup să văd pe aici. Da. Vezi, zic, omul ăsta zic, este un om harnic, muncește, știe ce vrea. Și am văzut un ceva deosebit la dumneavoastră, cu izolatul mățile. Dar subiectul ăsta o să-l dezvoltăm în altă filmare. Acum o să vedem supina, ne arătați ce aveți dumneavoastră. Să-mi facă plăcere să discutăm. Ce aveți aici deosebit? Păi ce să vă spun, ceea ce se vede în filmare e una. Se vede că facem una alta, dar cei care sunt apicultori înțeleg că munca asta e, nu e doar... La început e ca o pasiune, dar pe parcurs întâlnim și probleme și situații. În orice domeniu de activitate sunt probleme. Da. Aveți aici cât? 4 rânduri de stup. Da, începând de aici, o să spunem 1, 2, 3, 4, 5 rânduri. 5 rânduri sau 6 de acolo. Nu cum aveți să sus acolo mulțumim. Avem stupi, avem suficient, nu? Suficient. Vă plângeți de lucru vara așa, când ați avea de lucru? Vara? Nu ne plângem niciodată de lucru. Mi-e place, chiar mi-e dor, chiar dacă au trecut deja câteva luni de când stăm la iernare, dar mi-e dor să ne ducem la deal, cu stupii, să plecăm în pastoral. Mi-e place foarte mult. Ce am văzut la dumneavoastră, nu am văzut nicăieri, aveți niște stufi din stuf, da? Da. Vreau să mergem să ne arătați puțin. De ce ați făcut stupii ăștia din stuf dumneavoastră? În primul rând, ce mi-a plăcut cel mai mult, sunt ușori. Sunt ușori asta? Sunt ușori și că merg băieții și... I-ați făcut dumneavoastră sau ați dat o comandă undeva? I-am făcut personal, da? Pot să-și vă arăt presa, nu e o problemă. Aveți o presă specială? Avem o presă, da? Care presăm și facem. Sunt foarte ușori, pot să vă desfac dacă doriți. Trebuie să luați capac să vedeți cât e ușor. Da, e foarte ușor. Ușor. Este, asta are vă 12 mm, cred că e și... Da, i-am făcut, doar și are rolul ca să nu plouă podișorul. Podișorul este destul de gros, are 3,5. Deci asta este un podișor tot din stuf. Da. Și e foarte bun vara, nu înferbântă soarele. Uh-huh. Cred că și la frig merge. Aldunuța este aici. Familia. Deci, este un perete mai gros așa, are aproximativ 3,5. 3,5 are, nu? Uh-huh. Eu am vrut să zic 4. 3,5 doar peretele, uh-huh. Plus ce mai are peiculițele astea. Deci rame de 3 scarturi. Eu singura ramă care o las după, pentru că nu las, de obicei nu las cu miere ca să nu tragă condens. Aveți idei dacă a început o oată aici, să vedem niște albine? O oată n-a început, uh-huh. Încă nu. Nu are cum, la mine familia sunt slabi, ținând cont că izolez mățile. Ia pus de mai aproape un pic să se vadă, așa, albine acolo. Deci consumul la început de aici, uh-huh. Puțin spre jumate, așa. Asta e. Da, albina asta acolo strânsă. V-ați gândit când să le dați hrană?
Deci spuneam chiar și într-o filmare, cineva îmi spunea că spor l-a pus turpe, că e mere puțin. Ați văzut singur cum stau. Deci... Ce spuneți dumneavoastră dacă trebuie turtă la albina asta, la stupul ăsta care este aici, că poate mai vizionează și alții și vor să știe. Dacă și la ei arată așa, ce să fac? Să pună turte sau să pună? Eu, opinia mea este că nu trebuie de pus. Deci... De ce? Trebuie să spuneți și de ce? Da. Pentru că e automat o va lua și o va căra pe rame și se primește uzură dublă. Deci, în primul rând, nu-i punem că nu are nevoie, că are hrană. Deci albina fiind nevoie. Acolo jos, ea are pe rame și consumă de acolo. Corect. Și stând strâns în ghem, ea stă liniștită și se păstrează sigur albina neuzată da. Pentru primăvară. O provocăm, ținând cont, noi anul acesta, iată, pe a treia lună, nu am avut zbor de curățare. N-ați avut, nu? Și dacă să mai facem și treaba asta acum, eu cred că am provocat diaria și da. Ar fi probleme. Și cel mai bine este să le lăsăm liniștite, da. Dar acum, mai desfacem. Putem să mai discutăm ceva. Poate sunt apicultori care nu au hrană suficient. Uite, ăsta are albine un pic mai multe. Dar să spunem, da. Nici afară nu este foarte frig. Nu-i, se spune, acum e cu plus, nu-i, uite, pe capace nu-i, nu-i deci, astea care s-au urcat sus, deja au terminat în zona lor, au terminat mierea da. Și... Și începe să se urce sus. Da. Uh-huh. Deci asta e. Vreau să spunem pentru cei care nu au hrană suficientă. Care ce, nu au hrană ce le suficientă, să le urmărească. Să le adică lasă până la... Dacă le pun turte sau nu le pun să turte. Să nu se grăbească, să fie atenți cu consumul. Uh-huh. Să fie atenți cu consumul. Cum sunteți dumneavoastră la adăpost, e cu mult mai ușor. Aici vremea, depinde și de vreme și de temperatura de afară și sunt mai multe. Dar referitor la uzura care s-a discutat dacă punem turte, acum vin și eu să le dau un sfat. Dacă ne știm că nu avem hrană suficientă și uite cum acum... Este anunțat să se răcească vremea, să vină o vreme rece. De preferat este să punem acolo o turtiță să aibă din ce să mănânce, decât să ne moară familia, mai bine să... Corect, da. Deci nu putem să neglijăm. Da, da, da. Mai bine că... mai facem puțin uzură decât să o omorâm pe toată. Sigur că da. Haideți să mergem. Ia să vedem. Am stup și cu... Am încercat primul an în... Sus aici? Da, cu mărnez în a doilea casă. Așa. Și... Ar fi o idee de iernare mai bună. De ce spuneți că e mai bună iernat acolo? Da, o să vă explic. Mergem acolo. Mm-hmm. Dacă ați observat, am și o ușă făcută deschis. Da? Când merge? Nu știu. Nu știu, ai din stuptul ea. Se poate da aproape ca să se vadă ea. Da. Da, mi-a frumos făcut. Mi-a venit mie așa o idee să fac o ușă din stup. Vă dați seama dealul ăsta cât de mare da. Și de asta m-am gândit la... A, la... Stupii. Da, da, da. Nu știu, poți să desfac și aici, dar... Da, așa se arată. Cum stau la... A doua le-a cat, treci în partea asta. Ia să vedem. Ia, hai să fac. Deci, uite, uh-huh. Cum stau jos, sunt rame. Rame goale, nu au nimic, nici nimic. El are jos. Absolut nimic. Ăștia se iernează, iernați sus, nu? Da, iernează sus. Îmi place că e mai uscat. Uh-huh. Mai uscat și nu le grăbește să iasă la zborul de curățare. Uh-huh. Că dacă ați observat primăvara, când o leacă temperatura se urcă, e amăgitoare. Da, și iese la zbor și atunci... Aici mai greu puțin și cad pe jos. Și... A, de fapt aici nu le bat soarele ca să se aici recălzească nu, și să cred se răscă. Aici nu, cred că nu, da. Haideți să mai desfacem unul. Uh-huh. Că cu așa ocazie mai desfacem.
Iată, acesta abia a început. Uh-huh. Asta s-a mutat în față. Deci din față merge încoace, aici e plin cu mire, încă nu. Păi și eu știu cu care l-am deschis când am filmat, tot așa era mutat într-o parte. Sunt unea care încep din în spate, așa ar fi vreo 2%. Uh-huh. Uh-huh. Care încep din spate, da? Deci asta, ce îmi place mie aici, că îi păstrezi mai mult iarna. Uh-huh. Ca un fel de adăpost, așa, știți, uh-huh. Nu-i plouă, nu. Deci asta e. Aici folosesc, poți să filmezi aici, Slavic, caturile. Deci astea sunt care încă nu le-am terminat. Am mai arătat eu, de fapt, în filmarea de data trecută, caturile astea. Deci aici trebuie să mai pun... Acum, ceea ce vreau să spun, poate nu toți apicultorii v-au urmărit. Și vă găsește pe numele Sergiu Chetroi, pe YouTube. Da, vă găsește și vă poate vă vadă filmuletele și modul de lucru a dumneavoastră. Hai să-l dăm jos. Da? Băi, mi se pare o muncă... Eu nu aș avea răbdare să fac așa ceva. Iau 5. Da, deci asta au avut albini în vară. Deci a avut albini asta, nu? Dar nu e nimic așa. Deci un stup. Presa cu... unde veți? Da, o să o arăt. Da. Un stup cu două caturi deasupra și la cu podișor, tot ce este în el are 180 de piese din lemne. Da, da. Deci, asta e de asta. Deci aici ați pus o șipcă pe care stă ramele. Da. Cineva spunea nu face favure și mai nu face. Nu am avut. Astea ramele au fost întregi când am mutat, l-am tăiat. Deci dumneavoastră sunteți tata domnul Sergiu. Dumneavoastră ați avut albini? Da, am avut albini le-am avut din 84. Așa. Până acum am ieșit la pensie, dar m-am încurajat și continuu mai departe să ajut băieții. Da. Câte familii de albine ați avut cele mai multe dumneavoastră? Noi am avut, lucram cu soția și aveam 160 de familii. Așa. Astea nu erau a noastre, a organizației. Așa. Dar a noastră, pe timpul celălalt, erau așa 30, uh-huh, ușor el mergeam. Uh-huh. Dar după aceea, după ce s-a desființat, Sergiu au început, că eu mă ocupam cu alte lucruri, că eu eram din meserie cojocar și mai lucram cu cojocăria, dar acum cojocăria... Și prelucrau cu ei. Da. Nu mai lucrăm și mai mult m-am încurajat cu albinele. Așa, și acum îl ajutați, l-ai extras, l-a lucrat în stup, la... Orice? Da, toate lucrările le facem aproape împreună. Am înțeles. Numai că la transvazarea așa? Măcilor, la boci, acolo, vigherea nu-mi permite, dar ceea ce face Sergiu. Da, e bun. Dar vreau să vă mai arăt și mânerile cu care... Deci aveți niște mânere speciale cu care agățați de aceste lăzi, nu? Ia arătați-mi cum agățați. Deci, foarte simplu. Ia, ține-te, să vedem cum. Vedem cam cum. Apucă-i din. Deci ăsta se agață. Deci aveți aici niște holciuruburi, nu? De care se agață. Ia să vadă holciuruburile astea. Deci, uite așa. Se agață așa în holciuruburile astea. Așa. Și așa gata îl duci, nu? Da, cu cât e mai greu, cu cât mai mult ține. Vedeți, greutatea este foarte ușoară. Asta este avantajul. Da. Avantajul lor. Deci ceva o să mai modific la ei. Pentru că, în comparație cu celălalt din lemn, puțin nu e stabilitatea. Deci dacă vă duceți să-l încărcați stup și aveți picăm, aceste mânere nu trebuie uitate acasă, nu? Sau le rămân acolo? Când ajungem pe câmp, noi de obicei nu folosim mânerele. Îl luăm așa, în doi, pentru că e alături. Da, am înțeles. Dacă ar fi undeva departe, îmi folosim. Dar când e din grădină sau până în, la remorc, atunci îi folosim mânerele. Distanță mai mare. Aveți presa, spuneți? Da. Ia să vedem unde aveți presa. Ia să vedem ce aveți aici. Dar ce este aici? Aștia sunt pereți de la
capul de la stop. Deci, și e, așa arată ei acum. Deci astea sunt niște piese încheiate, așa care, da, din care unindu-le cu altele se face... Deci sunt de caturi, a spus, nu? Da, de caturi. Ați avut răbdare multă. Da, mie place să lucrăm cu ele. Deci aici capetele se presează după ce le unim, unul în altul vinil, da, și vin colțarele de metal. Cine spune de diferența de condens? Iarna, e când iarnăm într-un stup de asta și de cel da, cu condensă nu avem probleme. Deci nu sunt probleme. Chiar dacă se mai face puțin așa... Se mai udă puțin, dar trage. Nu cu se udă, dar puțin așa ar face, parcă ca un fel de vat așa, așa. Prea puțin, aha, dar se usucă. Da, nu da, nu da, e ca acel de lemn. Și datorită la stuf, rezistă și lemnul. Știu pe cineva din Ucraina care îl are de 12 ani, deja 13 ani și nu are probleme. Da. De pricina că respiră, rezistă și lemnul. Aici e atelierul dumneavoastră, să înțeleg, nu? Aici lucrați. Da, dar e temporar. E temporar, nu? Deci unde ați văzut ușa de stuf, acolo îmi fac acolo faci, da, mai spățios, uh-huh, mai... Asta să înțeleg că e un ciocan cu care bateți în... Da, folosim la... Uh-huh. Deci asta este presa. Da, uitați, aici avem o... e formă făcută perfect ca după ce presăm să nu fie într-o parte o latură mai înaltă, una mai mică și avem un... De ce se desface de aici? Da, se desface din partea asta. Haideți să-l întoarcă așa. Deci din partea asta se desface. Are furugură acolo. Da, aici învârtim cu un vin și presăm. Și se presează acolo, se da. Se presează după ce am presat. Prindem reicile astea și... Uh-huh. Se pune înainte câte o șipcă, câte o șipcă, văd că aveți șipce acolo, se pune câte o șipcă și da, se pune, uh-huh, se începe cu o șipcă, după aceea se pune spufa, apoi iar o șipcă. Da, dacă da. Ne trebuie să facem un urdeniș la mijloc, mai punem o șipcă la mijloc. Uh-huh. Depinde ce vrei să faci. Da, îmi place. Stai. Știți ce? Datorită că pe mine mă urmăresc mulți apicultori, am zis, hai să mergem și la domnul Sergiu să vedem un alt mod de lucru, poate cuiva îi se potrivește. Deci asta e un aparat de tăiat stufă. Aici tăie stufă, da. La o farfică, așa, nu? Da, o farfică. Uh-huh. Și aici de acum lungimea de care avem nevoie. Aici e fixată lungimea. Da, lungimea deja da, da, trebuie. Da. Uh-huh. Asta e. Bine, haideți să mergem și acolo. Se lungește filmarea de urmă să facem. Da. Aici avem 90 de stufi. Deci cât stufi sunt aici? Aici sunt 90 de stufi. Deci numai sus aici 90? Da. Aici am încăput 90. Deci aici aveți dos în partea aia, este un pic de dos. Asta e. Filmează așa. Am mai filmat eu un filmare de data trecută. E foarte frumos imaginea de aici. Da. Păi da, se vede, ia uite de sus. Ce frumos se vede. Iar aici, din ce mi-a spus, avem prutul, nu? Imediat după stuf, aici unde stuful ăla. Da, după stuful ăsta e prutul. Granița... Suntem foarte aproape, practic suntem români. Da. Lângă România. Da, haideți să mai desfac și aici. Iar pentru cei care vor să știe mai bine, dacă traversăm dincolo de prut, ajungem la Frumușița. Da, nu? Da, suntem în drept cu Frumușița. Iată cum arată și ăștia. Da. Deci dar ce frumos, ce frumos stau ele, cât de liniștite, cât de liniștite acolo. Deci e o problemă, am auzit pe mulți de la noi că deja au început pietele de nosemă. Da? De arie. De arie. Și eu vreau să le zic, dacă vedeți 3-4 nu e o problemă. Dacă o să vedeți unde deja e mult, uh-huh, acolo e problemă. Dar de preferat să nu fie deloc. Să nu fie de preferat, da. Deci eu iernesc numai pe sirop de zahăr. Uitați-vă cât de liniștite da? Stau. Uh-huh. Nu se pune problema. O să discutăm. O să ne spuneți asta când facem
filmare dincolo, să ne spuneți de ce iernați doar pe sirop de zahăr. Capacul are polistiren extrudat. Polistiren extrudat asta. Deci, tot așa un capac ușor, nu? Și vara ajută la temperaturi ridicate. Faci pe așa un odor, fiindcă ați venit la noi. Da, da. Ne uităm, eu nu ascund. Iată, sunt câteva albinoțe pe jos. Acum, moarte câteva pe da, jos. Da, e ceva normal, eu cred. Da. Albina stă foarte liniștită. Distrasă, acolo. Da. Nu sunt familiile mele puternice, ținând cont că de două ori au fost izolate. Da. Deci de două ori izolate, nu? De două ori. Și nici nu are cum să fie așa puternice. Aici ce aveți? Să vedem. Aici e mai slăbuț. Deci acesta tot pe 5. Da. Cam așa e media la mine. Am și pe 4 și pe 6. Asta e. Iată aici am văzut două, da, trei pete. Vă două, trei puncte așa. Dar știu de unde-s, pentru că noi le-am transportat de jos, le-am adus aici și au și ele s-au deranjat puțin. Deranj, nu e de, da. Nu e o problemă. Dacă este mânerile pentru aceste stupuri. Aici aveți altfel de mânere, nu? Da. Deci asta ați găurit acolo în... În scândroaș și intră acolo, da. Astea sunt mai stabile față de cele de la stup. La cele de la stup eu o să modific ceva, o să fac. Deci asta e. Aici cineva mi-a spus că o să depopuleze din pricina înălțimii, dar practic la mine albina toată zboară primăvara în casă asta. Acum o să vedem, poate rândul ăsta o să depopuleze ceva. Nu știu, nu sunt sigur. O să vedem. Practic acelea se ridică așa. Da? Da. Deci alea trec să facă. Deci se ridică așa. Știu pe cineva care are albine mai la, la înălțime mai mare. Și... Iată aici noi o să avem o scară pe care o vom pune doar așa. Portabilă. Deci de aici va sta așa. Și pe aici vom căra. Deci acolo avem o ușă. Drept în garaj, acolo va sta remorcă și vom încărca. Am înțeles. Asta e. Da. Păi, mulțumim frumos pentru ce ne-ați arătat. Cu plăcere. Dorim la apicultori succes și spor, da, la lucru. Sănătate. Sănătate.